Eu vorbesc fără întrebări. Sau cum este? Ce gânduri? Astăzi am depus lista pentru Camera Deputaților și pentru Senat, pentru Parlamentul României. Am spus și în conferința de presă, nu trebuie să vorbim doar despre candidați și despre partide. Cred că ar trebui să vorbim despre viitorul României și cum va arăta România în momentul de față. Cu echipa din spate am venit cu niște oameni dedicați, profesioniști, bine pregătiți în domeniile unde activează și ne luăm un angajament ferm pentru această țară și putem duce la îndeplinire acest obiectiv. Dacă vorbim despre educație, locul 1 la Camera Deputaților este doamna, fost inspector școlar, fost ministru secretar de stat, minister educației, fost subprefect, inspector școlar, profesor, director de școală, doamna Ariana Bucur. Vorbim despre dezvoltare, vorbim despre economie, vorbim despre turism. Toate lucrurile acestea se vor face un plan foarte bine din punct de vedere a infrastructurii rutiere și a infrastructurii în general. Și aici îl avem pe locul 2 pe domnul Hagiu Augustin, fost președinte, de știu, și-a dat demisia, având în vedere că candidează pe listele Partidului Social Democrat la Brașov, fiind și brașovean și veselist, fost președinte al Federației Transportatorilor. Locul 3, am spus că avem nevoie întotdeauna de oameni de administrație și care înțeleg foarte bine problemele și nevoile cetățenilor în administrația locală. Îl avem pe domnul Lucian Mija, un om cu experiență bogată în administrație și o cultură instituțională, domnul Marian Lasaliu, fost prefect, fost senator, deputat, director de companie, la Senat cu subsemnatul Marius Dunca, cu o experiență bogată în toate domeniile de activitate. Locul 2, Lucian Pătrașcu, președintele organizației municipale, lector universitatea, a fost lector Universitatea Transilvania Brașov și ASEL București. Locul 3, experiența de viceprimar în administrația lui Răzvan Popa și a fost europarlamentar. Spun că PSD Brașov s-a prezentat în fața cetățenilor să câștige un mandat de încredere din partea și votul de încredere din partea cetățenilor, cu un program bine definit, cu un program de guvernare pe care o să vi-l prezentăm și dumneavoastră în următoarea perioadă.